Echipamentele Huawei sunt capabile să brueze sau să intercepteze comunicațiile militare, atrage atenția FBI. China a încercat să amplaseze centre de ascultare în apropierea unor importante locuri în Statele Unite, susțin experții. Regimul de la Beijing ar fi încercat chiar să instaleze un centru de ascultare lângă Capitoliu. Potrivit unei anchete a FBI-ului, începând cu 2017, China a cumpărat terenuri în mai multe zone din Statele Unite care se aflau lângă segmente de infrastructură critice cu scopul de a le spiona. FBI-ul a descoperit echipamente Huawei amplasate pe stâlpi de telecomunicații situate lângă unele baze militare sau chiar lângă silozuri nucleare. Aceste echipamente fiind capabile să intercepteze sau să bruieze comunicațiile Departamentului de Apărare și chiar ale Comandamentului Strategic American, care gestionează armele nucleare. În 2017, guvernul chinez a promis că va finanța construirea unor grădini, pagode și temple în capitala Washington DC cu scop turistic. Însă FBI-ul a constatat că una dintre pagode urma să fie amplasată strategic la doar 3 km de Capitoliu, suficient cât să permită interceptarea comunicațiilor aleșilor americani. FBI-ul și-a desfășurat ancheta pe parcursul mai multor ani, pe fondul unor suspiciuni cu privire la riscurile de securitate asociate tehnologiei chineze. În 2020, Statele Unite au făcut un prim pas în direcția limitării tehnologiei chineze și a interzis în multe zone rurale telefoanele Huawei și ZTE. În plus, a închis un consulat frecvent utilizat de spioni chinezi ce operau pe teritoriul american. Însă China continuă să nege faptul că echipamentele sale ar facilita spionajul. Asta deși, potrivit legislației chineze, companiile de tehnologie sunt obligate să colaboreze cu regimul de la Beijing.